Aici eu sunt întrebat. Dacă trecem definiția taxei de promovare de dezvoltare a turismului, asta în momentul în care trecem o taxă, pentru că în protocolul fiscal, vă permite dumneavoastră și consiliul al oricărui localități de pe teritoriul României să numiți o taxă specială. Este taxă specială. Dacă introducem în lege, deja nu mai devine o taxă specială. Deja devine, putem să spunem că pot. Ok, dar atunci sunt mai multe taxe care pot. De aceea s-a dat la timpul acestui an codul fiscal din 2015 această chestiune, cred eu, de relaxare, în așa fel încât fiecare primărie sau fiecare consiliu local se decide dacă introduce o taxă specială. Dacă ne apucăm și trecem în legi definiție a unor taxe, probabil dacă deja putem să dăm drumul la o chestiune care nu știu dacă mai putea fi controlată.